Prima întrevedere a reprezentanților politici ai Chișinăului și Tiraspolului după investirea noului guvern va avea loc mâine, 12 martie. Victor Osipov și Nina Ștanski se vor întâlni la sediul misiunii OSCE la Chișinău, unde vor discuta subiecte organizatorice. Ultima întrevedere a reprezentanților politici ai Chișinăului și Tiraspolului, Eugen Carpov și Nina Ștanski, a avut loc în luna octombrie 2014. Noul guvern al Republicii Moldova a fost desemnat în data de 18 februarie.